Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi vom efectua citirea noastră săptămânală, deci pentru săptămâna 9, 15 decembrie 2019. Este o citire generală care cuprinde toate aspectele vieții și, în plus, relația de iubire. Da? Pentru această citire ne vor ajuta seturile de cărți de oracol, citirea cărților de cristal, înțelepciunea și romantismul din ceașca de ceai și setul chakrelor. Din fiecare set vom extrage câte o carte. Și haideți să începem cu amestecarea setului cristalelor, timp în care ne concentrăm și punem întrebarea: care este cristalul care mă va asista astăzi în vindecarea mea personală, spirituală, mentală, emoțională sau fizică? Deci, cu ajutorul acestui cristal ne vom putea aranja viața personală, sănătatea, spiritualitatea. Și vom vedea ce mesaje și ce recomandări ne sunt transmise prin intermediul acestor cărți sau acestui cristal. Vom vedea anumite proprietăți medicinale ale cristalului, chakre corespunzătoare, culorile cristalului și, bineînțeles, mesajele de la spiritele cărții. Apoi, pentru zona iubirii vom folosi setul de cărți de oracol Înțelepciune și romantismul din ceașca de ceai, acest minunat set de cărți de oracol, din care de asemenea vom extrage o carte și veți vedea dacă veți primi răspunsurile sau clarificările pe care le așteptați la întrebarea voastră, da? Din zona iubirii și a relației de cuplu. Să vedeți cum puteți să vă aranjați viața de iubire pe parcursul acestei săptămâni. Și din setul chakrelor vom extrage o carte. În acest set avem și o legendă, iar la sfârșit avem un exercițiu de meditare. Deci, întotdeauna să știți, pentru orice meditație sau exercițiu de meditare este nevoie de un colțișor unde să nu fiți deranjat și unde vă puteți concentra și puteți să intrați în această stare de meditare care presupune concentrare, liniște și să nu fiți deranjat, după cum spuneam. Și mai extragem o pietricică din săculețul nostru. Și aceasta este bucurie. Deci, pe parcursul acestei săptămâni veți avea parte de bucurie. Și haideți să vedem. Deci, cristalul pentru săptămâna 9-5 decembrie 2019 este morganitul, care vine cu vindecarea relației de iubire. Apoi, de la ceașca de ceai, avem ceai și tarot, iar de la chakre avem eliberare. Le vom lua pe rând și le vom explica și vom vedea mesajele și recomandările fiecărei cărți în parte. Deci, morganitul, după cum vedeți, este de o culoare foarte frumoasă, roz, caldă, iubitoare și care vine cu mesajul vindecarea relației de iubire. Chakra corespunzătoare este chakra inimii.
Medicina cristalului. Acest puternic cristal are o puternică medicină care vindecă durerile și rănile vechi care au fost pricinuite din și din fosta relație. Respiră această gentilă și totodată puternică energie adânc în sufletul tău, pe măsură ce îți deschizi inima să primești iubirea divină. Acest minunat cristal este străbunica roz-cuarțului, care deține în el o iubire și mai înțeleaptă ca a acestuia, deci ca a roz-cuarțului. Te ajută și te asistă în iubirea de sine și extinde iubirea universală, astfel încât să poți să iubești tot ce se află în prejurul tău. De asemenea, te ajută să privești cu onestitate la modelele vechi de autosabotaj pe care le-ai folosit în construirea relațiilor anterioare, modele care te blocau și te țineau în loc în această stare de energie stagnantă care nu te lăsa să înaintezi. Morganitul te invită să ai încredere în inima ta, acolo unde vei găsi puterea, tăria și curajul de a te vindeca. Însemnătatea cristalului te conectează cu iubirea divină, îmbrățișează iubirea în toate aspectele ei, eliberează modelele de autosabotare, relațiile de iubire, permițându-ți să iubești și să te iubești necondiționat, vindecă rănile din relația anterioară pe măsură ce îți deschizi inima, creează un spațiu sacru de vindecare dintre două suflete. Mesajele care vin de la divele cărții, ai atras această puternică piatră de vindecare, semnificând pentru cei mai mulți dintre voi că relația voastră curentă trece printr-o fază de vindecare și transformare. S-ar putea să ai parte în ultimul timp de anumite provocări cu privire la relația de cuplu. Morganitul apare ca să te binecuvânteze cu razele de vindecare și să te asiste în orice vindecare este nevoie și se cere pentru a putea merge înainte, fie în relația actuală, dacă amândoi vă doriți acest lucru, deci să salvați relația, fie să treci peste orice problemă și să te concentrezi pe o nouă relație, indiferent care este situația prin care treci. Morganitul te va ajuta să privești și să rezolvi lucrurile într-un mod pozitiv, iubitor și gentil. Există oportunități uimitoare de creștere personală și o conexie adâncă cu persoana proprie sau cu altcineva care este disponibil sau disponibilă în acest timp pentru tine. Deschideți inima și permite-le spiritelor Morganitului să strălucească lumina lor de vindecare deasupra ta, astfel încât să poți primi această deșteptare și trezire a inimii. Divele Morganitului te încurajează să te eliberezi de durerile și rănile pricinuite din fosta relație și care nu-ți mai folosesc de acum înainte. Este timpul să primești să permiți straturilor de protecție să dizolve aceste răni și să fii deschisă sau să fii deschis pentru a te putea vindeca cu ușurință și cu grație. Trebuie să fii atent sau atentă la faptul că ceea ce arată ca o criză în momentele actuale pentru tine, în multe cazuri se poate dovedi a fi un catalizator profund pentru schimbare. Rănile adânci și modalitățile vechi pe care le foloseai până acum să iese la suprafață, acest proces fiind necesar pentru a putea furniza oportunități minunate pentru transformare, schimbare și reînnoire. Desparte-te de modalitățile vechi, nu le mai folosi și îți vei putea înțelege cunoașterea despre relațiile de iubire și înțelepciunea.
Pe măsură ce experimentezi această vindecare personală adâncă din relațiile anterioare și din rănile și durerile provocate de relațiile anterioare, vei simți cum relația cu tine se adâncește și o lumină nouă strălucește în inima ta. Trebuie să fii mereu conștient sau conștientă că meriți iubire, meriți o relație divină și este timpul să crezi și să îmbrățișezi aceste credințe pentru tine. Permite inimii tale să strălucească din nou. Foarte frumoase mesaje de la Organit. Deci, dacă ai posibilitatea să lucrezi îndeaproape cu această piatră, aceste mesaje și această piatră te încurajează să o ții în mână, să te concentrezi pe relația de iubire care pentru cei mai mulți dintre voi are nevoie de vindecare sau de transformare. Depinde și ce vă doriți voi ca și cuplu și fiecare din voi, fiecare trebuie să știe ce își dorește de la celălalt și de la viitor. Dacă simțiți că nu mai puteți continua pe același drum, este mai bine fiecare să o luați pe drumuri separate, să încheiați tot ce mai este între voi, să vă respectați unul pe celălalt și să mergeți înainte, să vă continuați viața. Dar Morganitul te va ajuta în acest proces de vindecare, pentru că este o piatră de vindecare, ajută inima, sufletul să depășiți momentele grele de suferință, de durere provocate, bineînțeles, în relația pe care ați avut-o, sau de asemenea vă ajută dacă doriți, dar trebuie amândoi să vă doriți să vindecați relația de iubire sau să o salvați. Apoi de la setul ceștii de ceai avem cartea Ceai și Tarot. Ce ne spune această carte? Cuvintele cheie este că prin cărți îți vei primi anumite lămuriri, anumite mesaje, ceea ce se și întâmplă în citirea noastră de astăzi și vei primi anumite răspunsuri divine prin aceste cărți. Deci răspunsurile care îți vin sunt de la divinitate, da? Ce înseamnă această carte? Deci răspunsurile pe care sau de care ai nevoie sunt eliberate și sunt primite prin intermediul acestor cărți, nu neapărat de tarot, cum ne sugerează această carte, pentru că eu nu folosesc cărți de tarot, dar cărți de oracol în cazul nostru. Dar dacă voi simțiți că aveți conexie și cu cărțile de tarot, de ce nu? Urmăriți la fel pe YouTube, sunt foarte multe persoane care vă transmit mesaje prin intermediul cărților de tarot. Ia-ți timpul necesar, mai spune cartea, să primești aceste mesaje care vin de la divinitate la o pauză de ceai, într-un mediu liniștit, unde să fii tu cu gândurile tale și cu probabil persoana care îți transmite aceste mesaje. Eliberează-ți mintea și sufletul, trebuie să fii liniștită și calmă în acest proces. Confruntă cărțile, deci nu îți fie frică de ce răspunsuri vei primi și lasă mesajele să te ghideze. Îți mai recomandă această carte.
Dacă privim atent la carte, vedem o tânără cum în timpul unei pauze la ceai, de ceai, își ascultă mesajele liniștită, calmă, și mesajele îi vin prin intermediul unui mesager, da? unei păsări, unei porumbel, și este vorba despre mesaje de inimă, pentru că avem aici inimă, carte cu inim, da? Și are legătură și cu cartea noastră, pentru că cu cartea dinainte, cu Morganitul, pentru că cartea, deci piatra Morganitul, ne rezolvă chakra inimii. Ne ajută să ne deschidem inima și să ne eliberăm de durere și de suferințe, pentru ca să putem să facem nou loc noului, da, energiei noi care dorește să intre în viața noastră. Apoi, de la setul chakrelor, avem eliberare. Haideți să vedem ce înseamnă această carte și ce mesaje ne transmite. Vedem o tânără într-o seară ploioasă, cu vânt probabil, pentru că ploaia nu cade drept, cade înspre stânga, aceasta semnalizând vânt. Și îi este teamă, îi este frig, îi este puțină fricoșată și se pare că se află printre morminte. Dar haideți să vedem ce ne spune cartea. Deci, după cum vedeți, această carte face parte din capitolul numărul 7, culoarea neutru, da? Este o culoare neutră, un maroniu, bej, gri, această culoare. Și această culoare este despre a-ți îmbrățișa spiritul conștiinței universale. Cuvintele cheie acestei culori: iluminare, conștientizare, scop, înțelepciune, spiritualitate, umanitate. În cea de-a șaptea chakra, în chakra coroană, ajungem în locul conștiinței universale, care se află în afara corpului fizic. S-ar putea să observi în aceste cărți că în aceste cărți sunt reprezentate aspecte din ființa noastră colectivă. Ideea este că toți vibrăm prin cea de-a șaptea chakra și că într-un mod puternic ne ține conectați de relația noastră cu umanitatea. Cărțile din cea de-a șaptea chakra au culoarea neutră pentru că spiritul în esență este neutru. De aici, deci din cea de-a șaptea chakra, vei primi mesaje de la spirit care sunt detașate de îngrijorarea umană. Aceste cărți indică cea mai înălțătoare gândire care se întâmplă atunci când ne aliniem cu spiritul. Puterea spiritului de depozitare poate fi văzută și în energia fiecărei cărți. Aici vei putea observa cum alegerile conștiente îți poate atrage magnetismul spiritual. Și acum specific pentru cartea noastră, eliberare, da? Pe care autoarea acestui set a denumit-o umbra furtunii gri. Deci se vede că este o furtună. Umbra furtunii gri. Această carte ne recomandă să te observi cum și ce ești, pentru că ai o putere pe care încă nu o înțelegi. Acest lucru poate apărea descurajator, dar o mare libertate te așteaptă în timp ce îți întâlnești propria umbră. Înțelepciunea interioară profundă vine spre tine. Rămâi ferm sau fermă. Ești mai mult decât conștientizezi. Haideți să vedem ce ne spune umbra. Umbra îți spune că nu-ți mai poate ține secretele. Nu mai poate să le țină. Secretele tale secrete. Care este legenda cărții?
Nikita este o tânără, cea pe care o vedem în imagine, care într-o seară, în graba sa de a ajunge mai repede acasă, decide să-și scurteze drumul intrând într-un cimitir, în timp ce era vânt, ploaie și furtună. A înmărmurit când umbra furtunii gri apăru în fața ei vorbindu-i prin propria ei voce, repetând cuvinte dureroase și grele pe care și le spunea ei însăși și altora. Este numai vina ta, nu te voi ierta niciodată. Pe măsură ce își asculta în întuneric, pe ploaie și pe vânt cuvintele grele pe care le spunea mereu, a realizat că își făcea singură această situație mizerabilă în care se afla. Ieșind din cimitir și realizând că doar ea putea schimba situația, a reușit să-și schimbe atitudinea față de ea și de cei din jurul ei, având o inimă pură, gata să se ierte pe sine și pe ceilalți. Care este concluzia acestei cărți? Aceasta este despre responsabilitățile personale și despre a te putea elibera și debarasa de vina pe care o simți. Este timpul să faci curățenie în mintea ta și în sufletul tău și să mergi mai departe. Nu vei putea înainta dacă vei continua să te ascunzi. Foarte interesantă această afirmație. Nu vei putea înainta dacă vei continua să te ascunzi. Poți să-ți faci o anchetă personală. Aceasta poate identifica și vindeca problemele de familie sau, în cazul celor mai mulți dintre voi, problemele din relație, pentru că prima carte ne este morganitul care vine cu mesajul vindecarea relației de iubire. Și puneți întrebarea, da? Sunt pregătită să-mi confrunt trecutul și să merg mai departe? Deci, exact despre ce ne vorbește și morganitul. Confruntă-ți trecutul și problemele. Nu-ți fie frică să te eliberezi de trecut și de durere și de suferințele provocate, pentru că doar reușind acest lucru vei putea face loc pentru o energie nouă. Ideile cheie ale acestei cărți de eliberare este eliberare, bineînțeles. Cineva trăiește în trecut, există sentimente de mânie sau furie, schimbare în conștiință, ziua judecății de apoi, văzând clar, adevăr ascuns, revelație, descoperire. Cuvintele cheie, vindecare, iertare, înțelegere. Iar pe exercițiul de meditare, această carte ne recomandă, pentru a reuși să faci acest exercițiu de meditare, nu ai voie să fii distras sau deranjat. Caută un loc acolo unde poți să te debarasezi de toate problemele de zi cu zi, să nu fii distras sau distrasă sau deranjată de anumite persoane sau concentrează-te, intră în această stare de meditare, iar umbra furtunii gri își cere doar să stai liniștită și să asculți. Într-o liniște deplină te vei auzi. Dacă într-adevăr cauți libertate, umbra furtunii gri s-ar putea să apară. Aceasta este recomandarea cărții spre final. Deci este foarte interesant. Trebuie să te eliberezi și să îți cureți sufletul. Și din partea morganitului avem aceeași recomandare. Iar din partea cărții din ceașca de ceai avem recomandarea că poți să primești anumite mesaje și clarificări
la o pauză de ceai, tot într-un mediu liniștit, unde te poți conecta doar cu gândurile tale și cu sentimentele tale, vei primi anumite clarificări și răspunsuri, mesaje divine care vin prin intermediul cărților. Foarte frumos și foarte, foarte călduroase mesaje, chiar dacă această furtună se pare că este una gri, neutră, mai mult gri, maroniu, bej, pe o seară ploioasă, vântoasă, cu furtună. Poate că există furtună doar în mintea noastră și doar de noi depinde dacă reușim să scăpăm de această stare, va veni soarele și pe strada noastră. Deci, vindecă-ți relația de iubire cu ajutorul morganitului. Poți să primești anumite mesaje și anumite recomandări sau clarificări din punct de vedere al iubirii și a relației de cuplu la o pauză de ceai și prin intermediul cărților, de tarot sau de oracol, și eliberează-te de trecut și de starea de nesiguranță și de incertitudine în care te afli. Da, este de lucrat pe parcursul acestei săptămâni la aceste aspecte pe care le-am văzut astăzi prin intermediul acestor cărți. Nu vă dați bătuți, doar voi veți putea reuși să vă scoateți din această stare, pentru că în voi există puterea, curajul și dorința de a schimba și de a transforma și de a trăi frumos până la urmă. Toți ne dorim să trăim frumos, în liniște și în pace. Iar pe parcursul acestei săptămâni veți avea parte de o bucurie, după cum ne spune piatra noastră. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați, în perioada Crăciunului voi elibera, voi posta un video special, LoveScope special al Crăciunului. Stați pe canalul meu, abonați-vă pentru ca să primiți cele mai noi videouri pe care le postez. Vă doresc o săptămână minunată, plină de binecuvântări, succes în tot ceea ce faceți, multă sănătate și iubire. Iubiți-vă mai mult, fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, dragii mei, numai bine!